Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi 29 de ani. Cu această ocazie, șeful statului a împărțit distincții de stat. Conducerea Ministerului Apărării a declarat însă că și-ar dori ca autoritățile să aloce mai multe resurse financiare pentru Armata Națională. Ceremonia a avut loc la Ministerul Apărării, iar presa nu a fost anunțată despre eveniment. Prezent la ceremonie, președintele Igor Dodon le-a împărțit militarilor distincții de stat. Șeful statului a promis că sistemul național de apărare va fi consolidat. Vreau să vă dau asigurări că la nivelul conducerii țării se va acționa conjugat pentru a consolida sistemul de apărare națională, pentru a îmbunătăți condițiile de executare a serviciului, pentru a susține militarii și familiile acestora. După ce a felicitat Armata Națională, ministrul apărării a spus că și-ar dori ca autoritățile să aloce mai multe resurse financiare pentru consolidarea armatei. Noi ne-am dorit mai multe investiții, un buget mai mare pentru Armata Națională, deoarece, spre exemplu, anul trecut bugetul constituie 0,34% din PIB. În alte țări acest buget ajunge până la 10%. Noi ne-am dorit vreo 2%, așa cum e practica internațională. După mesajul de felicitare, șeful statului a refuzat să ofere declarații pentru presă și a plecat în grabă. Prim-ministru Ion Chicu s-a limitat doar la un mesaj de felicitare înainte de ședința Cabinetului de Ministri. Alți oficiali au scris mesaje pe rețelele de socializare. Armata Națională a fost creată pe 3 septembrie 1991 printr-un decret semnat de primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.